Într-una din nopțile trecute mi-a apărut Dumnezeu în vis. Cum știam că nimic nu este fără voia lui, am înțeles că tot ceea ce se întâmpla în visul acela era Aievea. Ce bine că ai venit, i-am spus. Doream atât de mult să spun câteva întrebări. Despre ce? M-a întrebat. Despre fabrica de mile din cer. Și despre cea de bunătate. Tu nu crezi că ar trebui să producă mai mult ca să ajungă la toți oamenii de pe pământul ăsta? Nu există astfel de fabrici, mi-a răspuns Dumnezeu. Hai, vino cu mine, hai să vezi. Și m-a luat în palma lui, ridicându-mă mai sus de nori. Nu existau într-adevăr fabrici respective. Nu le-am văzut pe nicăieri. Bunătatea pe care o manifest uneori și mila ce-mi cuprinde nu dea jos de mult sufletul. De unde vin, dacă nu de la tine, Doamne? Tu trebuie să fii făcătorul milei și bunătății care există pe lumea asta. Da, află că nu le fac eu. Dar cine le face, Doamne? Cine? Păi dacă e să vorbim despre milă și bunătatea din sufletul tău, tu ți le produci, să știi singur. Cu toți oamenii se întâmplă la fel. Cum să avem noi, care suntem niște biesmuritori, o putere atât de mare, Doamne? Cum? Ce putere? E atât de simplu și atât de ușor. Înțelegi? Cum așa? Nu înțeleg. Mila și bunătatea vă sunt date de bună ziua sau bună dimineața sau bună seara pe care voi mi le dați mie. Înseamnă că lumea de azi e tot mai lipsită de bunătate și milă pentru că uită tot mai des să-ți dea ție binețe. Ai înțeles? Exact așa este. De altfel, asta e tot ce le cer eu oamenilor. Să știi, altceva nu le cer nimic, dar ei uită mereu, măcar dacă m-ar visa câteodată, așa cum mă visezi tu. Și în timp ce ascultam toate astea, am băgat de seamă că mă trezisem. Începuse să se lumineze. De fabrica de lumină, uitasem să întreb. M-am ridicat din pat și privind pe fereastră afară, am spus: bună dimineața, Doamne! În clipa următoare am auzit o pasăre cântând, semn că Dumnezeu îmi răspunsese. Ștefan Mitroi.